Neața! Bă, clar. Suntem, avem două, noi avem două fețe, cum s-ar spune. Avem, avem trei. Una este de radio, una este de TV și una este de TikTok. De suntem TikTok, live pe TikTok, mi se confirmă acum. Am fost foarte, foarte cumite în această pauză și mă pregătesc asidu pentru un super casting, fiindcă ia vreau și eu. Te. Chiar vreau. Da? Dacă te pregătești? Nu... Serios mă pregătesc. Bine, păi atunci du-te la Cluj dacă te pregătești. Vreau, în weekendul ăsta, da? Nu? Exact, da. Start la casting pentru Casa Iubirii, da? La Cluj-Napoca, Hotel Comfort, da? Acolo merge colega noastră Andreea Manta, care se pregătește de întâlnirea cu viitorii concurenți care se află ghișce în căutarea dragostei. Așa cum spuneam... A fost în vizită pe la noi. A fost în vizită, da, da. Îi place ce foarte mult la radio. Ce energie are, frate. Uh-huh. Dar de era... unde o ia? Nu știu. Deci da, are o energie fantastică, fantastic, ce tare. Da, deci... Dar avem în casting, dacă vreți să-i cunoașteți energia și mai mult decât atât să intrați în competiție pentru Casa Iubirii, unde eu m-aș băga, dar nu pot. Ei, tu ai emisiune. Păi aia zic și eu. Ai emisiune, da? Aici, cu mine, dacă vrei să te duci, deci, spune. Deci ne salutăm prietenii de la Cluj, care vor fi acolo la casting tot weekendul. Da, 3 și 4 noiembrie. Mai zi o dată, unde? 3 și 4 noiembrie, Cluj-Napoca, Hotel Comfort, strada Calea Turzii, numărul 48, între orele 10-19, dar cu siguranță o să se prelungească, o să fie mai mult, clar. Deci cam asta e. Mergeți la casting, dragii mei, vă întâlniți cu Andreea Mantea. Și mai mult decât atât, nu uitați să vă uitați la Casa Iubirii. Se uită că are rating foarte evident. Bun. Se uită lumea. Noi deocamdată o să facem altceva. În casa dimineața pe 2 vine și cifra dimineții. Bine. Eu am încercat și încerc să o verific, dar nu găsesc setarea pentru așa ceva. Da. Nu pot să vă zic, că după aia vă zic cifra dimineții. Nu am mai găsit gric ceva. E o chestie legată de telefoane. Păstrăm regula jocului. Eu habar nu am despre ce este vorba. Ne întoarcem. Stați cu noi. Dimineața pe doi. Non-stop hits. Impulse Radio. Neața. DJ Mâneța. Cifra dimineții la Dimineața pe doi. Wake up. Înainte de cifra dimineții, vă mulțumim că ne ascultați pe radio, Radio Impuls România, super doamnă în difuzoare, evident, canal de 2 și uite ce ne zice un ascultător la 0754222999. Ce tare, acum vă urmăresc și pe... Pe ce? TikTok și vă pot vedea. Exact. Ideea este că în live-urile noastre de pe TikTok voi vedeți și ce se întâmplă în afara momentelor în care noi suntem live pe radio. Dar și știi pe ce o să se întâmple, Grig, nu? Dacă o să fim într-un live pe TikTok, nu o să mai ne dăm seama când e TV, când e radio, când e TikTok. Da. Pe bune, o să vezi, o să vezi că la deci, nu mai dai seama. Măi, pe TikTok ne vedeți așa cum suntem se noi. Se vede și un trepied în cadru pe canal de 2, în stânga imaginii lui Grig, cum vă uitați voi pe cadru în dreapta televizorului, da, ăla e, acolo e trepiedul cu telefonul, cu camera stă live pe TikTok. Hai cu cifra. Simplă hai de cu tot, cifra. Da? Dacă este, se vede telefonul, zic, este, e cu telefoane? Este, da, este legată de telefoane. Eu mă așteptam la cu totul și cu totul altă cifră, dar asta este. Cifra dimineții zice așa. Oamenii petrec zilnic X minute așa. Pe telefon. X minute pe telefon? Adică un număr de minute. Care este, câte minute credeți voi că petrec oamenii zilnic pe telefon? Și aici puteți să ne răspundeți la 0754222999, în sensul în care telefonul are o setare în care ți arată cât ai petrecut pe telefon. Eu nu găsesc, trebuie să o caut. De asta mă chinuiam mai devreme. Eu știu unde găsesc, doar dacă intru pe social media, pe Insta, găsesc instantaneu. Am o medie de 32 de minute petrecute pe Insta. Pe Instagram, da? Pe zi. Deci câte minute credeți s-a făcut o statistică la nivel mondial, da, așa? Oamenii de știință au stabilit că oamenii petrec zilnic un număr de minute pe telefon. Întrebarea pentru voi este foarte simplă, foarte scurtă și la obiect. Câte minute credeți voi că petrec în medie oamenii pe telefon și eventual dacă nu aveți, nu ați nimerit-o, să zicem, spuneți câte petreceți voi. Mm-hmm. Eu o setare în telefon, o să o caut, nu știu unde este, dar o să o caut. Nu, eu vreau să lămurim lucrurile, să ne spunem minute sau dacă spun oamenii, să zicem, o oră și 30 de minute. Să zică minute și le calculăm, le calculăm noi. Da. Da. Și aici răspunsul este în minute și după aia în ore. Ok. Da? Dar nu contează cum zic ei, nu? Ore cu minute, nu contează, da? Okay. Sigur, am înțeles. Răspunsul aici este în minute, dar în paranteză este și exact câte ore și câte minute, da? Mm-hmm. Okay. Câte ore și minute sau câte minute cu totul credeți că petrec oamenii pe telefon? Este primul mesaj a ajuns. Ia. 120 de minute. Minute.
o notă. Zilnic, da? Da. 120 de minute zilnic, da? Mm-hmm. Ok. Cică, fii atent. Vă salut, Marian din București. Eu nu petrec minute, eu petrec ore pe telefon. Intru pe TikTok pe la prânz și când mă uit pe geam s-a făcut noapte. Da, așa e, așa e, așa e. Hai că așteptăm răspunsurile voastre, suntem foarte curioși. Câte minute credeți voi că petrec oamenii în medie pe telefon, da? Zilnic, în fiecare zi, da? Da, sau da, în da. Ore și minute, cum vă este mai ok? Oamenii de știință au dat răspunsul, noi dăm răspunsurile voastre, că la urma urmei voi știți cât exact petreceți și puteți să estimați așa care este media mondială. Puteți să dați media voastră, nu e nicio problemă. Eu între timp, măi, o să intru să caut setarea asta, deci nu ești găsesc, ceva, lasă, dă un culo de setare. Nu găsesc, Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Bună dimineața din nou, este ora 10 fără 18 minute, fără 18, deci avem timp da. Să dăm răspunsul la cifra dimineții. Cifra dimineții, oamenii de știință au stabilit o chestie foarte clară, foarte simplă și foarte la obiect, cum că oamenii petrec zilnic pe telefon, da? Nu pot să zic cât. Cât? Păi uite, anume de minute s-au tradus în ore, vă zic și cât este. Hai să vedem ce zic oamenii, da, corect, da. Ce ziceți voi? Eu am așa, odată 200 de minute, odată 500 de minute. Ok. Ciprian spune 300 de minute aproximativ. Zilnic, și am okay. și o fotografie, că mă rog, m-a luat cu fric pășirea spinării, dar asta așa, e. Da. Sebastian se numește, el are o medie zilnică de 5 ore și 56 de minute, wow. adică 6 ore. Atenție, cu 28% mai mult față de săptămâna trecută. Mă gândesc că poate lucra știu. Și el în social nu, media nu, ca Alexandra. Nu, știu. S-a certat cu iubita. Și au stat mult la telefon să vorbească. Sau pe mesaje, de fapt. Da, da, nu știu. Se poate întâmpla. Se Bun. Poate, se poate. Ce zic oamenii? Ce mai zic oamenii la 0754-222-999? Bă, salut, băieți. Eu stau minim 5 ore pe zi. Minim 5 ore pe zi și tu te-ai certat cu iubita? Păi cum așa? Zice Mirăș, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Salutare. Florin din Constanța. Așa. Oamenii petrec aproximativ 300 de minute, adică 18.000 de secunde. Ok. Salut. Ce tare a fost asta, 18.000 de secunde. De secunde, da, da. Deci nu este acesta răspunsul seama. Corect la cifra dimineții. Sigur, o să dăm și răspunsul, dar de seama dacă faci niște calcule simple, dacă nu iei socotim ora la 24 de ore, dar nu-i corect. Ziua. Ziua, da. Da. Pentru că tu tot dormi. Da. Păi ți-am mai zis, te trezești noaptea din păi somn te trezești, și da. Intri pe ok, telefon. Hai să scădem cât dormi. Ok. Media 16. Este la 24 de ore, da? La 24 de ore am făcut eu niște calcule. Așa. În 20 de ani, minim 2 ani, minim la 24 de ore, ceea ce nu e corect pe zi? Din punctul meu de vedere. La câte la ore pe zi, pardon? 2 ore pe zi. La vreo 2 ore pe zi, în 2 da. Ani de zile cât înseamnă? Păi 2 ani de zile. 2 ani de din 20. De ani. Aoleu, 2 ani din 20, cam 10 la matematica. Deci haide să înțelegeți o chestie. Cosmin Cernat, când ne-am cunoscut și am fost colegi în această emisiune la început, mi-a zis, te salut, sunt Cosmin Cernat. Nu mai zi povestea aia, olimpic, am fost, la am... olimpiada de matematică ce? Pe clasă, hai ca să nu mai contest. Am fost cel mai bun din clasă. Județeană sau ceva. Da, stai, cum era pe vremea aia. Bună dimineața, zice. Neața, băieți, Gif de la Timișoara. Petrec te pe telefon aproximativ 20 de ore pe telefon. Da, ai auzit bine, 20 de ore. De când îl aprind eu, media social online, publicități, numai pe telefon. Ok, deci 20 da. De ore pe telefon. Foarte posibil, foarte posibil. Neața, cei cu 5 ore, ci că mergeți mai bine la muncă? Spune Cristi pe WhatsApp-ul Radio Impuls România și Canal de 2. Hai să zic răspunsul, vrei? Zil. Zic asta fiindcă tic-tac, dar vine publicitatea. Vine publicitatea și media vin știrile, și da. Atenție așa mare. Este, așa este. Hai să facem așa. Avem multe răspunsuri de la voi. Nu vine să cred că petreceți atât de multe minute. Sunt răspunsuri de peste, stai să mă uit, peste 200-300 de minute așa în medie. Adică o grămadă. Okay. Sunt cam departe de concluziile specialiștilor. Mai avem, ți-am zis, am avut mai devreme un răspuns de genul maxim 50 de minute pe zi. Da. Ok. Deci așa se echilibrează media, da? Fiți atenți. Oamenii petrec zilnic, cifra dimineții. 171 de minute pe telefon. Adică 2 ore și 51 de minute. Aproape 3 ore. Da, incredibil. Deci mult. Incredibil. Deci la 20 de ani asta înseamnă deja vreo 3 ani. Da, 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 clar. Wow. Dar repet, asta tu ai calculat 24 de ore, dar nu e corect. De ore. Dar nu e corect. Ba, e corect. Dacă dormi,
dormi. Păi și ce dacă dorm? Am văzut, poate sunt somnambul, mai știi? Nu, da. Păi nu, dar dacă stai pe telefon, nu dormi, nu? Deci e clar. Oh, deci e tare asta cu somnambulul, dacă vede ea un like unde nu trebuie, zici, nu știu, prin somn. Prin somn, da, sunt somnambul, da. 171 de minute, asta e răspunsul la cifra dimineții. Vine weekendul, nu-l mai petreceți pe telefon, o să avem o vreme ok pentru perioada asta din an. Hai, petreceți-l un pic pe afară, că sunt o grămadă de lucruri frumoase pe care le putem face afară. De exemplu, putem să ieșim împreună în parc să ne uităm pe telefon. Păi nu? Hai, neața! Dimineața Bătoi. This is ora 9:54 de minute, sau să o zicem mai pe românește, 10 fără 5. Fără 5. Rotunjim acolo. Cosmin Cernat este pregătit cu știrile momentului, știrile orei. Le auzim chiar acum. Înțeleg că românii sunt disperați. Eu citesc din prompterul lui Cosmin, da. Fiindcă noi suntem și la TV, apropo, pentru vrei cei să care... dai tu știrile? Nu. Pentru cei care ne ascultă pe Radio Impulsă România, vă spunem că ne vedem și pe canal de 2, iar Cosmin are un prompter din care citește. Ce mișto, ce frumos. Hai să auzim chiar știrile. Da. Chiar acum, neața. Bun găsit la știri din nou. Românii sunt disperați după un loc de muncă. În luna octombrie au aplicat și la 9 joburi în același timp, arată datele unei platforme de recrutare online. Mai exact, peste 1,1 milioane de CV-uri au fost trimise către angajatori într-o singură lună. Certificatele de naștere, căsătorie, divorț și deces vor putea fi obținute online în urma implementării unui proiect al MEAI. Aproape 70 de milioane de documente de stare civilă au fost digitalizate deja. Dacă temperaturile continuă să scadă, bucureștenii ar putea primi căldură în apartamente de săptămâna viitoare. Caloriferele sunt aerisite, iar pe străzi au loc ultimele reparații la rețea. În acest moment sunt șantiere deschise în toate cele 6 sectoare din capital. Considerate cândva mâncarea oamenilor mai săraci, jumările, slănina și șoriciul devin produse premium dacă judecăm după prețuri. Un kilogram de jumări a ajuns să coste mai bine de 100 de lei în târguri și magazine de specialitate. Aproape jumătate din nașterile în rândul adolescentelor cu vârste sub 15 ani din Uniunea Europeană sunt înregistrate la noi în țară, arată un studiu Salvați Copiii. Cele mai multe mame minore provin din familii defavorizate. Studiul mai arată că peste 30% dintre fetele care rămân însărcinate la vârste fragede au fost născute tot de mame minore. Anul trecut, aproape 700 de copile cu vârste sub 15 ani au devenit mame. Tunisia vrea să interzică cetățenilor orice comunicare cu israelienii. În caz contrar, aceștia ar putea ajunge la închisoare potrivit unui proiect de lege dezbătut în Parlament zilele acestea. Dacă legea va fi adoptată, tunisienilor le va fi interzisă orice interacțiune cu persoane, instituții sau organizații care au legătură cu evrei. Este alertă în mai multe state din Europa după ce au început să fie vândute pe internet dispozitive false cu Ozempic, un medicament pentru tratarea diabetului. Mai multe persoane din Marea Britanie și Austria au ajuns la spital în stare gravă cu hipoglicemie și convulsii. Popularitatea Ozempicului a crescut după ce mai multe vedete și influenceri l-au recomandat pentru pierderea rapidă în greutate. Medicii avertizează că trebuie folosit exclusiv de persoanele care suferă de diabet. Acestea au fost știrile, dragii mei. Eu sunt Cosmin Cernat. Vă mulțumesc, să aveți un weekend liniștit. Dimineața pe 2. Să avem un weekend liniștit. Astăzi, nu uitați, este probabil prea târziu să mai sărbătorim Ziua Internațională a Sandwich-ului, fiindcă deci, deja probabil l-am mâncat, consumat până la ora asta, nu? Tu, eu nu. Și, oameni buni, Ziua Națională a Gospodinelor. Este foarte tare asta. Am zis-o atunci când am început emisiunea. Bubulina, și am zis... Gospodina. nu mi-ai pus melodia lui Fănel. Trebuie să-mi pui melodia. Bubulina, Gospodina. Îți gătește până când cade lumina. Până când cade lumina. Înțelegi? Gospodina... Astăzi soția mea mi-a promis că gătește mazăre cu pui. Deci o să gătească gospodina mea, Mădălina. Gospodina, Mădălina. Gospodina, foarte Mădălina. Foarte bună asta. Da. O să-mi gătească până când cade lumina. Vezi că toate numele de fată se termină în A, dar nu se rimeze cu gospodina. Nu. Liliana nu răspunde. Nu. Nu răspunde, nu rimează, nu...
Maria, Ioana, avem, Ioana Gospodina. Să avem, avem noi un weekend frumos, fiindcă gata, este vineri, este oficial și pentru noi începe weekendul, dar se termină luni de dimineață de la ora 7, când, ce credeți, ne întoarcem, da? Da, stai liniștit că tu ai treabă în weekend cu cea mică ta, păi corect, cum? Da, ai fost, ai cheltuit și urmează să mai cheltuiești. Să vedem, dar ne simțim bine. Weekendul ăsta să fie bine, să fie frumos, că o să fie destul de călduț. Mai ales pentru noiembrie, vă pupăm pe luni. Și noi. Ceau, ceau. Pa, pa, pa.